Astăzi, în zi de mare sărbătoare creștinească, Înălțarea Domnului, oficialități locale și județene, parlamentari, precum și puținii veterani încă în viață, au adus un omagiu tuturor eroilor cunoscuți și necunoscuți ai neamului românesc. Ca în fiecare an la Deva, comemorarea eroilor care și-au dat viață pe câmpurile de bătălie și a celor care au luptat pe căi diplomatice pentru ideea de unire a avut loc la Cimitirul Eroilor. Consiliul Județean a organizat evenimentul omagial în complexul de monumente Țebea. De ziua eroilor are loc în cadrul festiv comemorarea bărbaților și femeilor care au murit în timp ce serveau în forțele armate române. Prin decretul numărul 1913 din 4 mai 1920 s-a stabilit ca aceasta să fie sărbătorită în fiecare an cu prilejul zilei Înălțării Domnului, dată reconfirmată și prin legea pentru cinstirea memoriei eroilor căzuți din același an. În timpul comunismului, data a fost schimbată la 9 mai, dar după 1989 s-a revenit la data inițială. Zilei eroilor i s-a conferit prin lege statutul de sărbătoare națională și s-a stabilit să fie marcată în cea de-a 40-a zi de la Sfintele Paști, ziua Înălțării, potrivit tradiției românești, iar programul manifestărilor de astăzi de la Deva a inclus activități comemorative la Cimitirul Eroilor, ocazie de întâlnire a istoricilor și veteranilor de război cu oficialitățile locale, județene și parlamentari.